discutăm alegerile din Turcia. Ieri a fost al doilea tur de scrutin pentru alegerile prezidențiale, alegeri la care nu au fost multe emoții, au fost doar câteva. La un moment dat, în sondaje și în discuțiile specialiștilor, apăreau mici șanse pentru contracandidatul lui Erdogan. Iată că lucrurile au mers însă conform predicțiilor, dacă le putem numi așa, ale specialiștilor care se așteptau să câștige Recep Tayyip Erdogan. Discutăm așadar subiectul cu Daniel Osmanovici, colegul meu, jurnalist Prima News, de asemenea Ionuț Cojocaru, expert în politică externă și specializat în domeniul otoman și turc, Mihai Isac, de asemenea redactor șef politicaexternă.ro și Radu Comănescu, analist de politică externă. Domnule Cojocaru, mi-a spus de mai multe ori dumneavoastră că o să câștige Erdogan. Da, eu am Era vreo posibilitate cât de mică să se întâmple ceva neașteptat? Nu. Eu îl cunosc atât de bine pe Recep Tayyip Erdogan. Chiar de două ori m-am întâlnit cu domnia sa acum multă vreme. Nu este genul de om care să lase lucrurile la voia întâmplării și cred că principala lui grijă pe care a avut-o din 2002, de când a venit acum 21 de ani la putere, a fost să aibă o opoziție divizată și nu o opoziție puternică. Dacă vă uitați, de exemplu, ce s-a întâmplat aseară, Kemal Kılıçdaroğlu a anunțat în campania electorală că dacă va pierde și va da demisia. Nu s-a ținut de cuvânt. În al doilea rând, două persoane cheie din această alianță de opoziție, primarul din Ankara și primarul din Istanbul, practic au dispărut. De ieri, de la prânz, n-au mai apărut, nu se mai știe nimic de ei, ceea ce înseamnă că s-au retras și nu văd lucrurile așa cum ar trebui. Ali Babacan, care a fost ministru de finanțe al lui Erdogan până în 2013 și și-a făcut un partid și a fost împotriva lui Erdogan, după primul tur de scrutin a declarat că n-ar avea o problemă să discute cu AKP și cu Erdogan faptul că vor să schimbe Constituția. Deci, Meral Akşener, cea care ar fi trebuit să fie primul ministru al Turciei dacă Kemal Kılıçdaroğlu ar fi câștigat alegerile, a ținut aseară o conferință de presă și a spus că nu se știe de acum înainte ce se va întâmpla. Probabil atât au primit de la societatea turcă și își vor face rolul de opoziție, atât cât se poate lucrul acesta. Pe partea cealaltă, Recep Tayyip Erdogan, așa cum am spus, a câștigat. Sunt mici șicane, ca într-un meci de fotbal, că tot prezentați puțin mai devreme, în care arbitrul mai ține puțin cu celălalt, dar până la urmă, pe final, câștigă și lucrurile intră într-o zonă normală. Aseară, dacă v-ați uitat la sărbătorirea de la Istanbul și de la Ankara, la Ankara au avut peste 300.000 de oameni care l-au întâmpinat pe Recep Tayyip Erdogan și l-au felicitat. În discursul, ce mi-a atras mie atenția, în primul discurs, când s-a urcat pe acel autocar, pe acel autobuz și a vorbit la Istanbul, într-o zonă foarte conservatoare, a spus: nu vom merge împreună până la piață, vom merge până la cimitir. Adică asta e o promisiune sau o amenințare? A fost o promisiune din punctul lui de vedere. Principalul lider din coaliția lui Erdogan, Devlet Bahçeli, care este președintele partidului MHP, a și spus că vom schimba Turcia din toate punctele de vedere. A fost o declarație puțin ciudată, pentru că nici analiștii din Turcia a zis ceva de genul: citez, vom schimba de mâine orice, ne vom duce într-o altă direcție, sper ca Turcia să nu se schimbe. Atunci este o declarație de regulă. Devlet Bahçeli este genul de om care, atunci când Recep Tayyip Erdogan vrea să dea niște mesaje mai directe, îi le transmite acestuia și acesta le dă. Da, Turcia este total schimbată de acum 20 de ani și Turcia va rămâne schimbată, pentru că Recep Tayyip Erdogan, acești 21 de ani de când conduce Turcia, și-a pus o amprentă destul de categorică. În același timp, oamenii sunt mulțumiți, mare parte din ei, cu această viziune, această ideologie bazată pe islam, pusă sau impusă de Recep Tayyip Erdogan. Nu degeaba aseară, de exemplu, Recep Tayyip Erdogan în mesajul de felicitare spunea că astăzi este 29 mai, sunt 570 de ani de la cucerirea Constantinopolului. Spune: mâine avem treabă, trebuie să sărbătorim cucerirea, 570 de ani de la cucerirea Constantinopolului. Pe 27 mai, de exemplu, cu o zi înainte de alegeri, a fost încă o dată importantă în istoria Turciei, a fost prima lovitură de stat, când a fost dat jos Anand Menderes și arestat și după aia omorât de statul turc, care acum este transformat în erou, atunci a fusese declarat trădător al țării. Deci Turcia are o politică tumultoasă și în același timp, din punctul meu de vedere, Erdogan nu avea emoțiile pierderii acestui
scrutin, pentru că știa foarte bine societatea, are un parteneriat foarte bun și cu mass media și cu instituțiile statului și atunci, după cum vedeți, opoziția fărămițată nu a putut sau nu a fost în stare să vină cu un lider într-adevăr. Și care ar fi putut să fie evenimentele care să îl zdruncine, în afară de felul în care s-au desfășurat lucrurile înainte și după cutremur, sau mă rog, în legătură cu cutremurul și poate cu inflația, mai erau alte evenimente care ar fi putut să-i dea emoții? Nu, dar Turcia nu este un stat în care să fie previzibilă schimbarea. Sau dacă vă uitați la istoria Turciei, Turcia sau regimurile nu se schimbă natural. Nu se schimbă decât prin, siguranță, da, prin lovituri de stat, prin evoluții, prin evenimente de genul acesta. Au fost 3 lovituri de stat în anii până în 1980, după aceea au mai fost acele lovituri catalogate de stat economică, după care armata a venit. Dar în momentul de față Erdoğan a învățat din lecțiile trecutului și și-a betonat, dacă vreți să folosesc termenul acesta, puterea. Cele două evenimente au fost cumva folosite pe post de motiv cum că ar aici putea este, duce la o aici schimbare. Este și o schimbare, adică cum să zic, europenii sau occidentalii n-au înțeles mentalitatea musulmanului. Cu siguranță. Despre asta aș vrea să vă întreb, pentru că ați folosit cuvântul schimbare. Știind Turcia așa cum este ea și este ultima chestiune legată de interiorul Turciei, înainte să trec la ceilalți invitați, știind Turcia, cultura lor, specificitățile și agresivitatea caracteristică și în atitudinea imperială pe plan internațional, dar și ce spuneți dumneavoastră, schimbările acestea bruște și cu destul de multă violență în interior, apropo de schimbare și de oponentul lui Erdoğan, s-ar putea schimba ceva la Turcia vreodată sau, nu știu, în următoarele sute de ani din acest punct de vedere, sau constanta Turciei este că rămâne o cultură cu puternică presiune interioară și schimbări violente? Am văzut ce s-a tot întâmplat, oameni la pușcărie, răsturnări de regimuri și așa mai departe. Nu, cred că Turcia până în 1950, practic ne-am întors acum cu Turcia undeva prin 1950 ca zonă de influență. Turcia din momentul de față a intrat în zona de influență islamică. Este o țară pe care Recep Tayyip Erdoğan spune, noi suntem musulmani, noi suntem, avem alte valori decât cele frații europene. Musulmani. Noi trebuie să ne dezvoltăm în zona și în rolul nostru. Uitați ce se întâmplă. Am stat la porțile Europei, am depus cererea de aderare în 1962. Nu ne-au primit Uniunea Europeană. Americanii totdeauna au venit și s-au implicat, au schimbat pe aici. Adică anti-americanismul în Turcia, dacă vreți, este foarte ridicat. Iar schimbările în Turcia nu vin natural. Nu vin, de exemplu, printr-o... adică pentru turcul de rând, organizarea alegerilor de Recep Tayyip Erdoğan și pierderea lor ar fi un semn de slăbiciune. Pe partea cealaltă, mental islamic, este că oamenii trăiesc aici pe pământ, e testul acela pentru rai sau iad. Și atunci nu contează foarte mult sărăcia. Eu am fost săptămâna trecută la Istanbul și îmi spunea cineva, pot să mănânc ceapă toată viața și cu cartofi, dar important este să-l avem pe Erdoğan în fruntea noastră, că ne reprezintă cu mândrie. Adică, cum vedem noi, creșterea economică, inflația foarte mare, pentru ei nu e chiar atât de important lucrul acesta. Sunt importante construcțiile, avem cel mai mare aeroport din Europa, avem podul peste Dardanele, avem drone, avem avioane de luptă, adică am investit în zona aceasta și devenim un stat... Drumuri de mare calitate, lucru exact. Pentru care este și criticat exact. Erdoğan, că investește prea mult în drumuri, poate unele prea mici pe care nu le folosește nimeni, în care sunt băgate milioane exact. De euro. Exact, iar naționalismul acesta și lupta, că până la urmă este ideologia lui Erdoğan. Cu cine ne luptăm noi? Ne luptăm cu Statele Unite, ne luptăm cu Occidentul, adică suntem o țară importantă și noi lăsăm pe ei să ne divizeze pe noi. Iarăși, pentru turcul către... de simplu este un lucru firesc. Iar faptul că acel cutremur, ceea ce nu s-a înțeles, de exemplu, în zona occidentală, da, n-au fost construite în regulă, n-au fost respectate toate aceste lucruri. Dar el a venit și a promis că într-un an de zile totul va fi nou, vom construi mii de case, mii de apartamente, deja mașinile constructorii mișună în zona respectivă, iar oamenii când se duceau la vot sau când vedeau în jurul lor că se construiește, au zis, da, aici avem garanția că Erdoğan, când ne-a zis că ne va construi, ne va construi. Și el face asta pentru că are interesul să o facă. Interese mai mult sau mult, mai puțin potrivite cu are electoratului, care plus este mai mult sau mai puțin de exemplu, a și amenințat și a zis la anul, nu uitați, la anul sunt alegerile locale. Și a zis, trebuie să recâștigăm Istanbul, Ankara, toată zona respectivă.
Există mize puternice acolo și dacă el își dorește ca Turcia să redevină un imperiu, asta cumva se bine, vede... Bine, asta nu cred că va deveni Turcia un evident, imperiu. Evident, dar mentalul lor, așa cum Putin își vinde ideea asta în interior și, și orice lider turc va vinde cumva, cel puțin pe anumite paliere, imaginea fostului imperiu. Da, sună bine, nu? Evident, da. Și magia puterii există. Domnule Comănescu, apropo de această poziție pe care Turcia o dorește, de putere regională și de ce nu mondială, cum se situează din acest moment în care se confirmă probabil chestiune de ore până când va deveni oficial președinte după numărarea finală și completă a voturilor, cum se va mișca Turcia mai departe în plan internațional? Am văzut, este un intermediar, un negociator în relația Occidentului cu Rusia, are relații cu Rusia speciale, dar păstrează relațiile cu Occidentul, NATO, Uniunea Europeană, sunt lucruri pe care Erdogan le folosește deseori în tot ce înseamnă discurs și comportament politic. Da. În mod normal, Vladimir Putin ar trebui să ia lecții de la Turcia, ținând cont de modul în care și-a dorit și el la rândul lui să poziționeze Rusia într-o zonă de arbitru, cu resursele suficiente pentru a schimba arhitectura internațională. Turcia o face cu mai multă abilitate, evident, cu mai mult pragmatism și cu mai multă inteligență, pentru că nu are recurs la o violență împotriva vecinilor sau la discursuri hipernaționaliste pentru a capta bună voința națiunilor turcice din Asia Centrală, de pildă, unde relațiile merg foarte, foarte bine. Eu cred că vom asista mai departe, pe o perioadă de 5 ani, la un discurs ambivalent, nu neapărat contradictoriu sau paradoxal, dar ambivalent, mergând odată pe o relație pragmatică cu Occidentul, căruia i se vor indica niște linii roșii în relația cu Ankara. Un Occident de care, până la urmă, are nevoie, tocmai pentru a ancora Turcia într-o zonă de modernitate a islamului mai mult decât un regim de tip taliban sau de tip iranian. În același timp, vom vedea, sunt convins, o creștere în discursurile antioccidentale, dar de tip politic. Acolo unde economia își va face mai departe simțită prezența și legăturile vor continua, în zona discursului politic, a mesajului adresat electoratului și partenerilor din Orientul Mijlociu, sunt convins că tema antioccidentală urmează să continue. Erdogan este supărat pe Statele Unite din 2003 pentru intervenția din Irak, care a destabilizat complet regiunea și, evident, potențialul de dezintegrare a Turciei, sub o formă sau alta, prin captarea curzilor într-o nouă entitate, dacă ar fi fost să fie, era marea lui temere, și doi, împotriva Uniunii Europene, prin prelunga și îndelungata reținere a Europei de a trata problema turcă, căreia până la urmă nu s-a găsit nicio soluție, și asta ar trebui să ne facă să ne gândim un pic și la ce s-a întâmplat cu Ucraina, tot o țară pod, dacă ar fi să o definim în termenii lui Huntington. Va fi și o zonă de inovație, sunt convins, pentru că acum este convins că Turcia este o putere bine așezată, are 80 de milioane de locuitori, mai mult sau mai puțin, e într-o zonă crucială pentru Occident, pentru Orientul Mijlociu, o națiune pod, o națiune punte în același timp, și va verifica la maximum legăturile cu atât cu Occidentul, cât și cu zona eurasiatică, și cred că mai degrabă va intenționa pe filiera această mândrie turcă post-otomană, dar cumva cu tonalități otomane, să demonstreze că are capacitatea de a conduce mai mult decât o face Rusia. S-ar putea, ca și în cazul relației Rusia-China, Turcia să devină al doilea pilon din relația Moscovei cu exteriorul, dar tot un pilon de care Moscova va asculta mai mult decât să impună o serie de decizii. Mihai Isac, vorbim despre Turcia, este un lider religios sau care ține foarte mult la religie și este format în acest sens, Erdogan. Ce fel putem să integrăm sau să descriem Turcia în cadrul al-Ummal Islamie, adică națiunea sau comunitatea islamică mondială? Știm cât de legat este Erdogan de această parte a tradiției din cultura Turciei. Și din acest punct de vedere, cum se restabilizează Erdogan în țara lui?
Recent Erdogan a relansat relațiile cu Arabia Saudită, care este acolo unde sunt cele două orașe sfinte ale islamului. A relansat relațiile inclusiv cu regimul de la Cairo. Turcia încearcă să aibă o politică conciliatorie față de alți piloni ai lumii musulmane sunite. Totodată, Turcia dezvoltă relații privilegiate cu anumite state arabe, cum este Emiratul Qatar, unde există o bază militară turcă. Este de așteptat ca Turcia să continue această politică de a dezvolta anumite relații privilegiate cu state musulmane. Recent, Erdogan a avut diferite contacte cu state musulmane majoritare din Africa. Turcia, de pildă, are interese foarte mari în Libia, unde susține un regim cunoscut și de ONU, aceasta fiind în avantajul Ankarei. Turcia are intenția să deschidă, de pildă, o bază navală în Sudan, tot o țară arabă majoritară musulmană. Este adevărat că politica externă a Turciei nu este neapărat corelată cu această geografie musulmană, dar factorul religios joacă un rol important în anumite aspecte ale politicii ruse de Erdogan. Noi că luăm, de pildă, relațiile dintre Erdogan și comunitățile musulmane din spațiul sovietic, vedem faptul că acesta are relații privilegiate atât cu Cecenia, cât și cu factorii musulmani din Republica Tatarstan sau statele turcice din Asia Centrală. Este adevărat că Erdogan are relații destul de bune și cu Republica Islamică Iran, care este majoritar șiită. Deci Erdogan, lăsând la o parte dorința sa de a deveni într-un fel sau în altul liderul de necontestat al lumii musulmane sunite, el încearcă să dezvolte relații privilegiate și cu un exponent al, să spunem, dușmanului curentului sunit, și aici ne referim la Teheran. Deci, dintre toate acestea, putem vedea clar că Erdogan dorește să ducă o politică globală în ceea ce privește dezvoltarea unei politici musulmane propice intereselor Turciei. Este posibil ca după acești 5 ani de care vorbea domnul Comunescu să vorbim deja de un nou curent politic musulman la nivel global, care să nu mai țină seama neapărat de diviziunile religioase, pentru că unul din principalii aliații ai Turciei este Azerbaidjan. Mă scuzați. Care este sunit, care este șiit și este mai, dar este de origine turcică. Chestiunile astea religioase sunt foarte greu de înțeles în zona europeană. Tot ce înseamnă relații suniți și șiiți la nivel internațional, Iran, mai Turcia... Mai sunt și aleviții, cum este chemat. Aleviții, exact. Este minoritatea alauită, care este la conducere în Siria. De aici, iarăși, foarte multe discuții apropo de comunități și de facțiuni religioase. Și aș vrea ca să vorbim tot de interiorul Turciei, ce înseamnă comunitatea curdă. Este un factor de negociere politică foarte puternic. De asemenea, a fost întâlnit și încă este și în Siria, în negocierile pentru zona aceea, nord-estul Siriei, nord-vestul Irakului, sud-est Turcia. Este o zonă care este cumva o zonă tampon. La orice negociere politică au și curzii un rol. Aș vrea asta să ne spuneți din interior Turciei, ce înseamnă curzii în momentul de față. Am văzut că Erdogan le-a mulțumit sau a vorbit la un moment dat în discursul lui și despre frații curzi pe care de altfel... Da, pe care de altfel nu îi vede neapărat bine tagma politică din Turcia. Așadar, curzii în momentul de față, ce reprezintă în Turcia? Au fost alegerile, s-a încheiat subiectul. Care va fi relația cu frații curzi de acum încolo? În primul rând, cred că depinde de regimul Recep Tayyip Erdogan care va fi relația cu ei. Ei au avut o istorie zbuciumată. Dacă vreți, în istorie, la tratatele de pace de la Paris din 1919-1920, comunitatea curdă a rămas cumva fără țară. A fost singura majoritate foarte mare care n-a reușit cumva să se consolideze într-un stat. Ei sunt în Turcia, undeva în jur de 17-18 spre 20 de milioane de locuitori. Regimurile de la Ankara, în cel puțin după perioada postbelică, nu prea i-a tratat cu indulgență, încercând cumva să-i convingă că nu există entitatea, cetățenia de curd și de turc. După care Erdogan în primele mandate a colaborat cu ei, după care chiar a trimis la Oslo emisari în 2013 să încheie un pact cu PKK. A avut nevoie de liniște. După care curzii s-au organizat cu Selahattin Demirtaș, care a înființat partidul HDP și
au reușit să aibă la alegerile trecute în jur de 13% în Parlament. După care Erdogan i-a considerat că nu sunt loial statului și a declarat de terorism. Și atunci pe președintele HDP și împreună cu majoritatea parlamentarilor, direct din Parlament i-au trimis și în momentul de față sunt în închisoare. Însă și-a declarat partidul HDP ca partid terorist, iar acum curzii au intrat aproape cu 9% în Parlamentul nou, acum 2 săptămâni la alegerile parlamentare. Pe considerent și-au reînființat partidul, pentru că celălalt era pe lista partidelor teroriste și în felul acesta au intrat. Curzii, până la urmă, dacă vrem să vorbim în accepțiunea noastră europeană, au nevoie de autonomie, au nevoie de respectarea drepturilor, limbă, școală și așa mai departe, pe care de multe ori sunt foarte greu de conceput în Turcia, pentru că turcul spune, domnule, suntem o singură țară, de ce e nevoie de atâtea etnii și de atâtea lucruri sau cum să-i... Încă n-au trecut în partea cealaltă în care să le accepte toate, să le accepte principalele drepturi elementare în statul turc. Pe partea cealaltă sunt și lucruri pe care Erdogan a mai făcut un pas. De exemplu, la un moment dat a făcut un post la televiziunea națională în limba curdă. Le-a dat voie să asculte muzică în limba curdă. Adică depinde foarte mult de cum vede Ankara acest lucru și dacă, de exemplu, curzii sau președintele Selahattin Demirtaș s-ar fi aliat cu Erdogan, atunci n-ar fi fost în pușcărie acum și comunitatea turcă era într-o altă sferă. Faptul că n-au fost de acord și nu sunt de acord cu ceea ce reprezintă Recep Tayyip Erdogan în privința drepturilor omului, în privința libertăților și așa mai departe, i-a dus în zona aceasta în momentul de față. Domnule Comănescu, mai avem foarte puțin timp, 2-3 minute până la pauză, dar o să pun o întrebare care poate părea și neprofesională sau din punct de vedere al istoricilor. Dar pe de altă parte, cumva... Vorbim de crearea posibilă a unui stat. Se poate face vreo comparație între un eventual stat curd și statul Israel? Ar fi iarăși într-o zonă parțial arabă, zonă turcă, această creație de stat? S-ar putea face vreo paralelă între aceste două nații? În acest moment ar trebui să schimbăm toate frontierele din Orientul Mijlociu pentru a obține un asemenea stat, care, în mod normal, apărea pe hărțile potențiale de după Primul Război Mondial. Ar fi implicate nu doar Turcia, ci și Siria, Irakul, bucățele din Iran. Deci ne-am dat seama că am avea de modificat realmente nu doar mult, dar și cu regimuri care nu consimt la asemenea modificări. Dezintegrarea Irakului construcția sau reconstrucția informală a Irakului după 2003 părea că poate oferi o zonă de autonomie în care curzii să poată fi atrași sub o formă sau alta într-un format politic care să le convină. Tocmai acesta era pericolul pentru Turcia, de a nu vedea o mișcare de secesiune născută de pe urma acestei oferte. Cred că rămânem doar în zona speculației și a potențialului, dar un stat turc puternic și un stat iranian ostil, indiferent de ce se întâmplă în Siria sau în Irak, nu vor permite crearea unei noi entități care să le amenințe propria statalitate. Deci rămâne zona curdă în continuare o zonă de negociere politică la îndemâna oricăruia dintre statele unde ar putea apărea teoretic un asemenea stat. Dacă vreți, curzii, de exemplu, își pun întrebarea de ce nu suntem și noi acceptați așa cum suntem. Pe exact. Partea cealaltă, turcul se întreabă, dar sunteți într-o țară, de ce nu sunteți fideli 100% țării? Adică da. Sunt două idei care se bat cap în cap și bineînțeles că nu cred că se va ajunge la un numitor. Așa cum spunea și colegul, e foarte complicat pentru că comunitatea curdă este și în Iran și în Siria și în Irak și cea mai mare parte în Turcia. Ori a schimba sau a încercat cumva să faci, chiar dacă Statele Unite susțin înființarea Kurdistanului, este oarecum și de a slăbi statele respective și aceste state știu bineînțeles că care este strategia și cu siguranță se vor opune. Și Statele 100%. Unite știu foarte bine că este foarte greu să se întâmple asta, dar în continuare cumva bagă bățul exact. Prin gard atunci când este vorba de o reechilibrare sau dezechilibrare a balanțelor din zonele respective. Practic de la dacă
dacă îmi permite, statul Israel susține înființarea unui stat kurd independent. E normal. Există semnale politice clare că autoritățile de la Tel Aviv susțin orice mișcare kurdă îndreptată împotriva lumii arabe și relațiile dintre regiunea autonomă kurdă cu sediul la Erbil și Israel sunt bine cunoscute. Există chiar firme de turism în Israel care oferă călătorii pentru cetățenii israelieni în zona kurdă. Vorbim despre Turcia și intern și extern. Ce poate să urmeze de acum încolo? Câte mandate mai poate avea Erdogan? Din punctul meu de vedere, sau nu din punctul meu de vedere, din punctul de vedere al Constituției Turce, 2 mandate. Dar el este deja la al treilea. El este o persoană inedită din punctul acesta de vedere, pentru că în Constituția Turciei un prim-ministru, până la referendum care a schimbat posibilitatea aceasta, avea dreptul la 3 mandate. El le-a obținut pe toate 3, după care a făcut referendumul și și-a acordat puteri foarte sporite din postura de președinte, care erau 2 mandate. Numai că pe cel de-al doilea nu l-a încheiat în totalitate și atunci s-a legat de faptul că mai avea vreo 2 luni sau 3 luni de mandat, nu e complet și înainte de alegeri, a spus că acesta va fi ultimul mandat. Dar, aseară la Istanbul, a spus că vom merge împreună până la cimitir. Așa că vom vedea, în funcție și de starea lui de sănătate, pentru că mie mi se pare deja foarte îmbătrânit, chiar dacă are 69 de ani, încă 5 ani de acum încolo va fi foarte complicat pentru Recep Tayyip Erdogan să susțină ritmul acesta și să meargă, pentru că el în mare parte vorbește doar citind de pe prompter și la televiziune merge, sunt aranjate, moderatorii primesc întrebările, iar în spatele moderatorilor sunt prompterele de unde el citește răspunsurile. Este interesant de văzut cât poate sau cum poate să meargă. Cert este că a avut grijă ca în urma lui sau în jurul lui să nu apară un lider puternic, ceea ce arată că îi asigură lui un spațiu de manevră. Arată un spațiu de manevră, dar după el ce urmează? După un regim ca acesta, dacă mă întrebați ca istoric, cred că va urma o perioadă de haos, pentru că până se vor așeza lucrurile și la un moment dat va apărea cineva care va recâștiga puterea, așa cum a fost presiunea în 2002, de exemplu, și a apărut Recep Tayyip Erdogan. Și ca să vedem mai departe lucrurile în evoluția lor, economia Turciei este iarăși un aspect foarte important. Suntem impresionați. Noi, ca români, avem o tradiție de a merge în Turcia să facem afaceri sau bișniță, după caz, că așa era terminologia după Revoluție. Toată lumea mergea să cumpere aur, blugi, tot felul, orice se cumpăra din Turcia. Acum, și se făcea economia românească. Pentru români este foarte bine să meargă în Turcia, pentru că economia este foarte, foarte slabă și cu 100 de euro sau 100 de dolari pe care acum multă vreme îi dublai, acum deja dolarul a ajuns 20 de lire, ceea ce este foarte mult și e foarte, foarte ieftin pentru străini să meargă în Turcia. Problema în Turcia, Erdogan a spus, eu sunt economia, eu sunt statul, eu vă promit că vom trece prin perioada aceasta și vom reveni. Că va reveni, că nu va reveni, nu știu. Înainte Turcia, până acum un an, jumătate, 2 ani, era parte din G20, acum este în marja, a ieșit din grupul G20. Sunt problemele cu care s-a confruntat și toată lumea, dacă ne vrem să facem o analiză obiectivă, adică nu doar Turcia s-a confruntat cu aceste probleme economice, dar pentru turci care nu au fost neapărat obișnuiți cu un lux așa de zi cu zi, iau lucrurile acestea natural. Adică, bun, acum este o perioadă mai grea, pentru că sunt foarte mulți tineri care nu-și găsesc de lucru. Sunt foarte mulți care vor să plece din Turcia, sunt foarte mulți care vor să scape și, bineînțeles, că și e natural din Turcia, ca toți oamenii din afara să aibă... Turciei, tot pe Erdogan îl susțin. Susțin pe Erdogan, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, ei când se duc în Turcia cu câteva sute de euro, trăiesc foarte frumos o vacanță și le place lucrul acesta și zice, uite foarte ce frumos e la noi acasă. Așa, da. Pe partea cealaltă, eu am mai spus lucrul acesta, islamul nu este compatibil cu democrația în accepțiunea europeană. Asta nu înțelege vestul. Da, nu înțelege sau lucrul înțelege, acesta dar și nu înțelege poate fi într-un asimilat. Fel în care rupe comunicarea. Și atunci, cred că lucrurile acestea s-ar putea dezvolta, dacă vreți, nu știu, printr-o înțelegere a islamului, a Coranului, a studiului mentalității și civilizației otomane, de ce nu, și a Republicii Turcia, și atunci, într-adevăr, am putea să vedem lucrurile respective. Altfel, făcând o strategie din Occident și o cadrând-o pe Turcia, nu ne va ieși niciodată, pentru că nu putem să înțelegem istoria Turciei și tumultul acestei, cum și relaționarea directă, din interior lucrurile, da. Exact, a președintelui cu societatea sa.
asta. Mihai, ca să vorbim, să ne întoarcem puțin la ce spuneam de economie. Noi am mai vorbit aici despre strategiile pe care Turcia le face pe mulți ani în față, spre deosebire de România, care nu face strategie nici pentru prezent. Vorbeam la un moment dat inclusiv de faptul că statul turc sprijină tot ce înseamnă afaceri în exterior și finanțează parțial aceste proiecte, ceea ce în țările de destinație ale proiectelor economice turcești înseamnă așa un fel de concurență neloială, pentru că afaceriștii locului nu au beneficiile sau sprijinul pe care îl au investitorii turci. Cum ne putem uita la economia Turciei din acest punct de vedere, o creștere care este susținută puternic din țară? Domnul Erdogan are anumite mișcări economice destul de suspecte. El a locuit foarte mulți înalți oficiali din instituțiile care se ocupă cu supravegherea economiei. Banca Națională a Turciei, de pildă, a avut mai mulți șefi în ultima perioadă. Da. Este adevărat că Erdogan a încercat să mizeze inclusiv pe această descoperire a unor resurse energetice din Marea Neagră, dar care de fapt nu înseamnă foarte mult la consumul Turciei. El mizează foarte mult pe transformarea treptată a Turciei într-un hub energetic, folosind gazele din Azerbaijan și din Asia Centrală. Iar această politică de sprijinire a unor afaceri proprii trebuie să o traducem și prin faptul că sprijină afaceri ale propriei clientele politice. Deci nu oricine are acest acces la fonduri guvernamentale pentru a face afaceri în exterior. Iar în acest moment, modul în care guvernul Erdogan, autoritățile din jurul Erdogan implementează anumite strategii politice, lasă foarte mulți experți din exterior înmărmuriți. Iar în ceea ce privește o anumită stabilitate după mandatul lui Erdogan, putem vorbi că și din punct de vedere economic foarte mulți investitori sunt speriați de ceea ce ar putea urma după o eventuală retragere de bună voie sau silită al domnului Erdogan. Iar în acest context vedem cum domnul Erdogan cultivă imaginea generelui său, domnul Bayraktar, este cel implicat în proiectul celebrei drone din Ucraina și încearcă să transforme Turcia și într-un exportator important de armament. Că acum acest armament mai este viabil sau nu este viabil, o vor spune doar realitățile fronturilor de luptă din diferite state. Dar în acest moment, ceea ce face Erdogan în Turcia este destul de ciudat, pentru că este adevărat, cum spunea și în alte emisiuni domnul Ionuț Cojocaru, poporul turc este un popor inflaționist, care suportă mult mai ușor inflația decât ar suporta o europeni. Iar aici revenim la acea mentalitate de care ai spus și înainte, mentalitate diferită. Deci cum face Erdogan economie în Turcia nu ar putea să fie implementată undeva în Europa, pentru că în Europa sunt mai multe reguli, sunt mai multe mecanisme de control. Dar rămâne de văzut cum Erdogan va reuși să treacă și peste acest deal al scăderii economice, iar faptul că el a câștigat aceste alegeri este un semnal și ne bănesc că investitorii principali se vor acomoda la această epocă, pentru că orice s-ar face, nu poți să ignori Turcia în orice calcul economic din regiune. Faptul că domnul Erdogan s-a lansat în construirea celui mare canal Istanbul pentru a elibera traficul din strâmtori, sau faptul că Erdogan va juca un rol important în orice descoperire de gaze în estul Mediteranei, iar aduce Turcia în prim plan. Problema este că nu toată populația din Turcia profită de eventuale noi rezerve energetice sau de eventuale noi surse de venit. Iar faptul că putem asista la o sărăcire a clasei de mijloc în Turcia sau la creșterea clivajului dintre bogații și săracii turcii poate provoca pe viitor în Turcia o mare problemă, mai ales pe fondul faptului că sunt aproape 6-7 milioane de migranți, de imigranți în Turcia, mulți provenind din Siria, din Afganistan, din Pakistan. Iar la un moment dat toate aceste bombe sociale vor exploda. Faptul că și în această campanie electorală am observat un puternic discurs anti-imigranți atât la opoziție cât și la domnul Erdogan, arată că este o problemă foarte prezentă în societatea turcă. Iar greutățile economice ale Turciei nu vor putea fi depășite decât cu sprijin occidental, că Rusia sau China nu au resursele financiare care să sprijine o țară cum este Turcia. Dar
Dacă Occidentul s-a grăbit să salute victoria domnului Erdogan după, chiar înainte de anunțarea rezultatelor finale, arată faptul că și cancelariile occidentale, inclusiv Casa Albă, au înțeles realitățile politice de pe teren din Turcia și bănuiesc că va urma și relansarea unui dialog economic, poate chiar și ridicarea tritată a sancțiunilor care a afectat economia turcă. Deci, practic, situația este clară. Rămâne cum am stabilit, da? Între ghilimele, cum spunem noi aici când știm că lucrurile sunt pe un anumit făgaș. O să vedem ce se întâmplă mai departe, o să vedem cum evoluează și Erdogan însuși, având în vedere starea de sănătate, pentru că au fost destule comentarii care au cam încetat în perioada alegerilor, dar lucrul acesta cu siguranță va reveni. El a aleșinat și... într-o emisiune TV, știți foarte bine, iar acum două seri, la un moment dat i s-au închis ochii, probabil deci și de la asta este o situație reală care nu mai poate fi nici ignorată și nici amânată. Milletimizin bize verdiği sorumluluğun gereği olarak kimseye kırgın, küskün, kızgın, öfkeli değiliz. Artık seçim dönemine dair tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir. Adaletin, hak ve hukukun egemen olduğu Türkiye'de sen 51 Kürt kardeşimizi ölümüne neden olan Selo'yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın. Hele hele bizim iktidarımızda böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır. Bunları çözmek bizim için zor bir şey değil. Güven ve istikrar. Bununla yola devam edeceğiz. Ve güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramın üzerine kuracağız.